Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Astăzi vom asambla un kit, fiind vorba despre un numărător digital cu integratul CD4026B. Schema a fost luată de pe internet și desenată în programul Izieda, apoi proiectat pe CB-ul. A durat câteva ore bune, chiar dacă la prima vedere nu pare. Inițial am vrut să-l proiectez doar cu 3 cifre, unități 10-100, dar până la urmă am hotărât să pun și cifra miilor. Mă gândesc să fie feature proof. Cine știe, poate pe viitor o să-mi mulțumesc. Deja ați văzut și PCB-ul. Poate vă întrebați de ce aceasta este revizia B, din câte se vede, și nu revizia A. O să vă spun povestea la sfârșit, după ce voi asambla acest kit. După cum se vede, avem cele integrate. CD4026 sunt numărătoare, afișajele cu 7 segmente, conectorii bloc, un condensator electrolitic de 1 microfarad și 4 rezistoare de 10 kΩ la sfert de watt, cele de mai jos. Haideți să trecem la treabă. O să lipim pentru început integratele, acele numărătoare, dar o să punem flux suplimentar, asta pentru că nu cred că este de ajuns doar cel din fludor. O să cositorim doar pinul de aici, deocamdată, padul de aici, pardon. Acesta este integratul. Partea asta notată de, din zona asta reprezintă pinul 1 din zona. Ok? Știți deja, să-l orientăm bine. Bineînțeles că și pe cablaj avem pinul 1 notat, punctul acesta și în cazul de aici. O să lipim și pinul din lateral, din stânga jos, ca să știu că integratul va sta pe poziție. Știu încă nu l-a pasă de lipit pentru a lipi cu ajutorul stației de lipit cu aer cald, dar deocamdată se poate și așa. Primul integrat a fost lipit și pe al doilea acum. Pinul 1 și pe cablaj la fel. E ok în drept. Acceptabil. Poate trebuie un pic mai sus, dar merge. Urmează și al treilea. Nu înainte de a pune puțin flux. Al treilea integrat, la fel, să-l așezăm pe poziție. N-are nimic, rezolvăm după. În cazul respectiv o să folosesc pompa aceasta manuală. Nu mai pornesc stația de dezlipit cu vacuum, că nu are sens pentru așa ceva. Încălzesc în zona asta și gata. Vedeți cât de simplu. În sfârșit, ultimul integrat. Gata. Integratele au fost lipite. Să punem cele 4 rezistoare de 10 kΩ. O să le lipim pe partea asta. Nu o mai schimb vârful conic, că o să am nevoie la afișaje. Să punem afișajele. De data aceasta avem grijă la punct. Uitați aici. Și pe cablaj la fel. Este foarte important, că dacă puneți invers, e catastrofal. Hai să lipim doar un singur pin la un afișaj. Apoi împingem afișajul pentru a sta pe poziție. Și o să facem asta la fiecare în parte.
Urmează partea un pic mai migăloasă, să lipim ceilalți pini. O să dureze ceva. Gata, au fost lipite afișajele în sfârșit. Iar acum urmează partea foarte migăloasă. Să tăiem cu stricul. E cam mare, cât de curând o să îmi cumpăr unul mai fin, cu capătul mai ușor de mânuit. Urmează să lipim și conectorii bloc. E un picuț mai dificil, dar ne descurcăm noi. Cositorim primul pin ușor, doar de prindere, îl lipim mai bine ulterior. După cum ați observat, am pus vârful de 24, adică tip daltă, cum îi zic eu. Gata. Și conectorii au fost lipiți. Mai urmează condensatorul de un microfarad. Pe acesta o să-l îndoim într-o parte, să stea culcat, ceva gen. Ai las. Îl punem așa și poate ulterior văd eu ce fac. Deocamdată e doar pentru a testa montajul. Am pus vârful conic înapoi pentru a lipi condensatorul. Să curățăm cu alcool izopropilic și pe partea cealaltă, oricum o să trebuiască să șterg și ceva, cum să spun eu, niște hârtie foarte fină, ceva gen, pui deasupra și sufli pe ea astfel încât să se șteargă mai bine. Altfel, acel flux nu se va curăța cum trebuie. Apoi venim cu acest, să-i spunem, șervețel, suflăm deasupra, tot la fel cu acest periuță de dinți, se curăță mai bine. Dacă vă știți voi altă metodă, deocamdată, pentru mine este cam singura. Dacă nu fac așa, lasă urme. Deși nici așa nu e perfect, dar asta e. În sfârșit, componentele au fost lipite pe acest PCB, după cum se vede. Nu v-am explicat ce este cu acești conector bloc. În zona asta este alimentarea, plus minus 5V, se poate și mai jos de 5V, o să vă demonstrez puțin mai târziu. Aici activăm display-ul, dacă să se vadă sau nu, veți vedea un pic mai târziu, reset și numărătorul counter. Numărăm practic. Hai să-l vedeți și pe spate. Da, am trecut eu linkul către adresa canalului meu de YouTube, în partea de sus, după cum se vede. Hai să atașăm alimentarea, plusul în zona asta, minusul aici. O să punem și un întrepător, fără reținere, este acesta, doar pentru test. O să fie pus aici, în zona asta, unde scrie counter, numărător. O să alimentăm circuitul la 5V și până acum este în regulă și apăsând pe acest întrebător, numără. După cum se vede. Da? Da, cam asta este. Numărătorul cu 4 cifre. Mi, sute, zeci și unități. În zona asta dezactivăm display-ul, nu și ce-a numărat. Facem scurt pe cele două. Înlăturăm, însă numărarea rămâne. Dacă dorim să resetăm, facem scurt în zona aceasta. Și se resetează de la 0. Acum numără din nou. Ca să se vadă mai bine. Iar acum o să micșorăm tensiunea să vedem până la ce valoare în volți funcționează acest kit, acest numărător. Micșorăm tensiunea.
Se pare că strălucirea s-a mai diminuat la acestui display. Suntem la 2,9V, la 2,4 cu aproximație. El încă numără? Da, încă numără. Funcționează și la tensiune mică. După cum se vede. Hai să vedem la cât se oprește. Undeva pe la 2. Practic tensiunea unui LED roșu, cu aproximație. Asta înseamnă că montajul poți folosi și cu baterie litiu-ion. Doar ca idee, că de asta am vrut să arăt. Hai să mărim înapoi la 5V. Să resetăm. Oprim ecranul. Pornit. Oprit. Numărăm. Iar acum la final o să vă arăt de ce acest PCB reprezintă revizia B. Pentru că în cazul reviziei A făcusem câteva greșeli destul de mari. În primul rând inversasem unitățile, zecile, sutele și miile. Unitățile era la mii, zecile la sute, sutele la zeci, iar miile la unități. Practic era invers, în oglindă, cum s-ar spune. Iar a doua greșeală, aici însă oarecum greșeală, este că proiectasem tipul de capsulă al acelor integrate CD4026 mai mic, pe lățime mai scurt. Însă aici nu e greșeala mea, pentru că pe TME apărea ca fiind capsula aceasta, mai pe lățime mai scurtă. Iar când mi-au venit integratele, mi-am dat seama că nu e în regulă deloc. Bineînțeles că am mai modificat și PCB-ul, am pus comenzile în altă parte, alimentarea a rămas la fel, display enable l-am pus lângă alimentare, reset a rămas în acea zonă, iar numărătorul în partea dreaptă de tot. Și cam asta este. Iar ultima informație, pentru că sigur o să mă întrebați, la ce voi folosi acest numărător? Ei bine, aș vrea, în teorie, să construiesc un aparat de bobinat, transformatoare. Așa că aș fi avut nevoie de un numărător, ca să nu mai stau să număr eu spirele. Ei, și cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!